Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța informează contribuabilii că în cazul schimbării domiciliului sau sediului social au obligația să se prezinte la ghișeele agențiilor fiscale pentru a solicita transferul mijlocului de transport în termen de 30 de zile de la modificarea adresei fiscale. Spit mai precizează că scăderea de la plata impozitului și impunerea se vor efectua cu data de 1-a lunii în care interveni modificarea. Depunerea peste termen sau nedepunerea acestor acte în termenul prevăzut de lege se sancționează cu amendă de la 70 la 696 de lei pentru persoanele fizice și de la 280 la 2784 de lei pentru persoanele juridice.